Nu știu cum e la voi, însă pentru mine să lucrez în grădină este cel mai relaxant lucru. Pentru că toamna și-a intrat pe deplin în drepturi, este timpul să mă ocup de plantele aromatice din grădină. Îmi place să petrec timp aici, să culeg ierburile aromatice pe care le-am plantat în primăvară și să mă bucur de roadele pe care le-am obținut. Cu toții muncim foarte mult și rare ori avem timp pentru a face ceea ce ne place. Tehnologia ne poate fi de mare ajutor și ne poate economisi timp prețios. Prepararea meselor zilnice poate deveni uneori o corvadă și ni se pare că nu mai putem să le facem pe toate. Așadar, un electrocaznic inteligent ne poate schimba felul în care vedem mesele zilnice și totul poate părea o joacă de copii. Ajutorul meu este Air Fryerul Tefal Easy Frying Grill XXL. De ce? Detește rapid preparatele mele preferate, mă pot bucura de o mâncare sănătoasă și gustoasă cu o cantitate minimă de ulei și este foarte ușor de folosit. În plus, are un consum redus de energie și datorită aplicației Tefal am o sursă infinită de inspirație pentru a găti orice fel de rețete îmi doresc. Nu trebuie decât să apăs câteva butoane, iar el se ocupă de mâncarea noastră. Ce avem astăzi la cină? Somon în stil marocan, cu brocoli și cartofi dulci. Cât timp airfryer-ul își arată talentul în bucătărie, eu îmi pot arăta talentul în grădina mea, locul în care mă relaxez. Deci lăsăm pe el să gătească și noi mergem în grădină. Cum eu folosesc multe erburi aromatice, îmi place să le am la mine în grădină, mereu la îndemână. Pe timpul verii le folosesc în stare proaspătă, însă toamna le strâng și le usuc, ori le congelez. În felul acesta mă pot bucura de aroma lor pe tot parcursul anului. Nu tai niciodată planta în întregime, ci mai las puțin din fiecare pentru a continua să crească. Dacă nu vor fi temperaturi negative la iarnă, plantele vor rămâne verzi. Am cules mentă, chives, cimbru și rozmarin și câțiva ardei pe care încă îi mai aveam în grădină. Aceste ierburi urmează apoi să fie uscate și le voi folosi în rețetele mele. Am terminat de cules plantele și la fix mâncarea este gata. Mă bucur de fiecare dată când am timp pentru activitățile care îmi plac cu adevărat. În același timp sunt foarte mulțumită cam și mâncarea gata. În încheiere vreau să vă întreb care este activitatea voastră preferată și ce faceți pentru a vă putea bucura de lucrurile care vă plac.